Hey, eu sunt Ștefania Estrade, bine ați revenit la ziua cu numărul 7 din Bookmas! Woohoo, cifra mea preferată! Dragilor, astăzi vom discuta despre cartea și filmul Un băiat numit Crăciun, scrisă de Matt Haig. Am văzut că mulți dintre voi deja ați menționat-o în comentarii, în cadrul filmulețului Cărți de Crăciun. Tocmai de-aia nu am introdus-o în acel filmuleț, pentru că, fiind atât de populară în aceste momente, am vrut să-i acord propriul filmuleț. Norocul meu că mi-am comandat toate cărțile de Crăciun, v-am spus, din luna octombrie și că nu văzusem încă faptul că o să iasă și filmul pe Netflix. Sau, mă rog, n-am făcut eu neapărat o legătură. Ideea este că a venit așa ca o surpriză frumoasă faptul că a apărut și filmul și că am putut să îl văd după ce am citit cartea și să-mi fac așa o idee, să fac oarecare comparație. Prima mea întâlnire cu Matt Haig, nu știu de ce, dar i-am evitat cărțile. Știu că sunt oarecum clișeice și probabil că ar trebui să le citesc, să-mi fac și eu totuși propria părere. Totuși trebuie să spun că această carte de Crăciun m-a cucerit complet. Coperta este superbă și mă bucur foarte tare că mi-am cumpărat cartea cu această copertă și nu cu cea a ediției de film, pentru că mă enervează maxim să văd copertele cu actorii pe ele. Cred că este foarte neoriginal și până la urmă te trimite fix cu gândul la film, diminuând cumva din importanța cărții. Cam asta e părerea mea, plus că, logic, ți-l imaginezi pe actor în loc să-ți faci tu, să spui tu imaginația la contribuție și să-ți faci oarecare părere despre cum ar arăta personajele, mă rog, și mai ales într-o lume din asta fantasy în care există tot felul de creaturi pe care ni le putem imagina în nenumărate feluri. O să încerc să vă las eu link-uri în descriere în cazul în care sunteți și voi interesați să cumpărați cartea, pentru că am văzut că prin foarte multe locuri este sold out, mai ales de când a apărut filmul, așa că am să fac eu research-ul ăsta pentru voi și în cazul în care vreți să știți că o să o găsiți în descriere. Cartea m-a cucerit încă de la prima pagină când scrie așa: imposibil. O veche înjurătură din limba elfă. Mi s-a părut amuzant din prima. E clar că naratorul are simțul umorului dezvoltat, așa cum are și Nicolas, personajul principal, un băiețel de 11 ani, care trăiește în Finlanda, în carte undeva la finalul secolului 17. Acesta trăiește alături de tatălui, tăietor de lemne, într-o căsuță sărăcăcioasă din munți. De la primele pagini mi-a venit să plâng, trebuie să recunosc, m-a emoționat foarte tare povestea. Nicolas își pierduse mama în urmă cu ceva ani, trăia o viață foarte, foarte simplă, tatăl lui se descurca destul de greu cu banii. A fost cumva și mai impresionant faptul că s-a scos în evidență că singurele lui jucării în toți cei 11 ani au constat într-o sanie pe care i-o făcuse tatălui și într-o păpușă făcută dintr-un nap dăruită de mama lui. Chestia asta m-a emoționat teribil, pentru că Nicolas era în continuare un tânăr excepțional, era optimist, era vesel, era curios și, deși își dorea, bineînțeles, și el mai multe jucării, nu era genul de băiat nerecunoscător, genul de copil nerecunoscător care nu poate să vadă mai mult de lucrurile materiale, având o vârstă destul de fragedă, repet. Chestia asta este absolut impresionantă și foarte, foarte emoționantă, tocmai de-aia simțeam că plâng, mai ales că era pureclit de părinții lui Crăciun, fiind născut în ziua de Crăciun. Știți că eu sunt născută a treia zi de Crăciun de Sfântul Ștefan, că de-aia mă și cheamă Ștefania, ce surpriză, dar era pureclit așa pentru că iubea foarte tare această sărbătoare, chiar dacă nu era genul de sărbătoare materială pe care noi acum o avem, cu multe cadouri, cu multă mâncare, genul ăsta de opulență cu mese pline și, mă rog, s-a ajuns într-un stadiu destul de înaintat. El era pur și simplu fan al Crăciunului pentru ce reprezenta sărbătoarea, pentru acest spirit, pentru această atmosferă deosebită, mai ales atunci când o avea și pe mama lui alături. Însă chiar și așa era recunoscător pentru faptul că l-are pe tatălui alături. Viața lui se schimbă atunci când tatăl lui
pleacă alături de alții 6 bărbați în căutarea unui tărâm magic numit Elfhelm, practic în căutare de elfi. Aceștia fuseseră trimiși de regele Finlandei într-o misiune foarte specială și urmau să primească mulți bani dacă duceau la bun sfârșit misiunea. Nicolas a rămas cu mătușa lui, care ura copiii și care l-a tratat groaznic, alegând să plece de acasă pe urmele tatălui său. Povestea continuă cu multe aventuri, cu un ren, cu alte creaturi magice, dar și cu scene emoționante care chiar m-au făcut să plâng. Cartea este minunată, repet, este vorba despre un băiat simplu și inteligent care, prin bunătate și curaj, reușește să schimbe viețile multor oameni și nu numai. De asemenea, ador faptul că sunt și ilustrații în carte, la fel de simple precum povestea, dar foarte de efect. Iată, niște brazi. Aici nu e niciun spoiler. Foarte frumoasă cartea, mi-a plăcut foarte mult. Ei bine, acum că am ajuns la film, trebuie să recunosc că lucrurile nu stau la fel. Știți că eu mereu vă povesteam că în momentul în care mă uit cu Mihai la un film, sunt genul ăla de persoană enervantă care spune mereu, în carte nu era așa, în carte nu era așa. Și îmi pare rău, dar nu mă pot abține, mai ales că am văzut filmul la câteva ore după ce am terminat de citit cartea. Și informațiile mele erau foarte proaspete, așa că am putut să fac o comparație la sânge între carte și film. Filmul are nota 6,8 pe IMDb, iar personajul principal care îl joacă pe Nicholas este Henry Lawful. În primul rând, începem cu începutul, nu dau spoilere, vă promit. În film s-a mai introdus un plan, acela al prezentului, în care trei copii rămân cu o mătușă mai în vârstă, pentru că tatăl lor este nevoit să plece la locul de muncă, iar mătușa mai în vârstă este interpretată, jucată de Maggie Smith, pe care o ador. Chestia asta într-un fel m-a bucurat că am văzut-o din nou, iar aceasta le povestește întâmplarea lui Nicolas. Deci, practic, așa aflăm noi despre ce s-a întâmplat acolo. În film există multe schimbări, cumva de la povestea în sine până la final, lucruri care mie nu prea mi-au plăcut. Știu că regizorul și scenariștii au trebuit cumva să-și pună și ei amprenta asupra filmului, însă m-a deranjat cumva. Ar fi fost aceeași situație și dacă s-ar fi făcut aceste schimbări foarte mari în cursul poveștii și la Harry Potter, spre exemplu. Eu tot fac această comparație pentru că, din punctul meu de vedere, Harry Potter cărțile și filmele sunt foarte, foarte strâns legate. Probabil că este și mâna lui J.K. Rowling acolo. Dar ar fi fost puțin ciudat să schimbe așa povestea mult prea mult. Așa că m-a deranjat chestia asta. Cazul în care veți citi cartea, veți vedea că finalul acesteia este plin de înțelepciune, de real. Existând acolo o replică foarte importantă pentru mine, m-a emoționat foarte tare și o să vă și citesc. În cazul în care o să citiți cartea și o să vedeți și filmul, o să înțelegeți de ce m-a deranjat partea asta de la final. Aici zice așa: anumitor oameni le ia mult până își dau seama cu exactitate care le este menirea în viață. M-a atins la curaj în replica asta. În film, situația asta nu există și m-am întristat puțin, pentru că, deși e adevărat că în filme vrei să vezi că totul se termină cu bine instant, parcă s-a pierdut puțin din morala poveștii. În plus, nu prea mi-a plăcut jocul actoricesc, dacă îl pot numi așa, al personajului principal, al lui Nicolas, făcând cumva o diferență constantă între cum juca Daniel Radcliffe, tot un actor de 11 ani, mă rog, nu știu câți ani are actorul din Un băiat numit Crăciun, dar nu m-a convins până la capăt. Că tot veni vorba de Harry Potter, în film nu o întâlnim doar pe Maggie Smith, cea care a interpretat-o pe mult iubita profesor McGonagall, ci și pe Jim Broadbent, cel care l-a interpretat pe profesorul Horace Slughorn, un personaj atât de important în desfășurarea acțiunii, începând cu cartea a șasea. Mi-a făcut plăcere să-i revăd, mai ales în același film, ca să o iau cumva și ca părți pozitive. Concluzia: citiți cartea dacă vă doriți
citiți cartea, pentru că, din punctul meu de vedere, este mult mai frumoasă și mult mai emoționantă decât filmul. Și, mă rog, în cazul în care nu l-ați văzut deja, ne uităm pe acolo pe Netflix ce să mai vedem în seara asta, nu-ți dai seama, să faci un research, să afli dacă ai întâi de citit o carte. Mie mi s-a întâmplat așa în cazul multor filme, dar, mă rog, asta e partea a doua, nu mai pot da timpul înapoi. Dar iată că în cazul acestei cărți a fost ca un făcut să o citesc înainte. Mi-a plăcut la nebunie, a fost o lectură superbă, s-a citit imediat, are 200 de pagini, cred că este perfectă pentru copii de această vârstă, 10, 11, 12 ani, mă rog, depinde, dar abia aștept să-i o duc și eu nepoatei mele să o citească și ea. Am și anunțat-o să nu se uite la film, sper că s-a ținut de cuvânt. Și, bineînțeles, sunt foarte curioasă dacă ați citit, dacă știți despre ce este vorba, dacă v-ați uitat la film și care este părerea voastră. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție, sper că ați rămas cu mine și astăzi până la final. Ne vedem și pe celelalte rețele de socializare. Dacă v-a plăcut filmulețul, nu uitați să dați un like și nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi. Să aveți o zi super, super bună! Ne vedem mâine! Bubi, pa!